Acum am dat bun. Pace și bună ziua! Ia, dă-te da una cum vrea ea. Dar nu-i vai. Că i-am spus. Pace la toată lumea. Exact. Astăzi facem păsulă mexicană. Natalia și ea zice. Chili con carne. Da, asta e chili cu carne. Chili con carne. Dar chili e iute. Apoi eu nu pun. Dar noi nu punem. Eu nu pun chili. Nu, în sfârșit, dăm drumul aici la cuptor. Dar știi cum să facem? Da? Ok. Acum eu fierb păsula prima dată. Pasolea? Știi? Deci pasolea aici. Deci am fost? Cum se zice? Fasole? Nu, spune. Nu, zi tu că tu știi. Nu, păi spune tu că tu ești mai tânără, mai deșteaptă. Că nu mai știu. Am fost la Kaufland și Natalia când ajunge la Kaufland se duce la fasole, ori că e albă, ori că e pistriță. Așa faci. Pestiță. Și astăzi vrei fasole și ea când o zic că vreau să iau fasole, să iau ei, să-i fac pofta. Da, da, da. Și am pus-o de azară în apă și acum ce aș putea să fac cu ea decât păsulă din aia mexicană, ca la mexican. Și cam prea multă. Și atunci, ce fac? Dar nu e multă, că așa e aia. Mami, știi, un pic mai mult. Lasă-mă că știu eu. Știu eu că trebuie acolo, că vine și carnea măcinată. Și atunci eu ce fac? Când dă să fiarbă, eu am și uitat cum să facem. Iau de acolo, și pun acolo unde face aia mexicană și mai las ca să fie și cu zamă. Eu am mâncat mâncarea asta, eu am mâncat-o în Austria, dar era iute. Mamă, ce iute. No, vedeți cât e? Deci e foarte multă și atunci eu când e fiartă, iau și pun în asta mexicană și restul fac o ciorbiță de fasole, știți? Să fie și felul 1 și felul 2. Uh-huh. Deci tot astăzi e meniu de fasole. De păsulă. Dar de ce? Nu am înțeles nimic rău. Știu că așa se zice. Deci credeți-mă și eu, de când eram la țară, așa se zice, dar... Nu, no. Așa se spune, nu? Da. Cum să-i zic altfel? Fasole se spune mai pe domnește. Fasole uscată, da. Fasole se spune mai pe domnește, dar eu pe limba mea îi zic păsulă. Da. Nu. Ce are? Deci okay. Am pus la fier. Și așa. Acum trebuie verdețurile, nu? Da. Pun aici și ceapă și verdețurile și toate, exact ca la fasole aia care facem cu toate. Și de aici iau când e fiartă și pun și acolo unde face mai lantă, mai domnească. Mai de la oraș. Mai mexicană. Mai de oraș. Și dacă nu mă las eu proastă la mexicanii ăștia, e. Iată-te. Am luat și... Dar numai atât am luat. Am luat și un pic de cucuruz. Cucuruz. Da. Pe domnește să zice porumb. Deci noi și țărănește și domnește. Da, ce să facem? Sincer să fiu când aud câte una că vorbește așa cum vreau eu să vorbească, nu oricum. Deci eu îmi place țărănește așa ca pe la noi, pe la Banat. Și atunci chiar dacă nu o cunosc mă țin de ea, știi? Chiar intru în vorbă cu ea. Îmi place. Musca asta e exact pe telefon s-o pus. Vrea și ea să filmeze. Aici când e ceva, așa că se dă pe mare, mai se dă mai că elegant, zice, nu fălos, la noi se spune fălos. Aici se spune mai nialcoș. Nialcoș. Nialcoșă, e nialcoșă. La mine se spune, îi fălos. Da. Nu, ce să faci? Da.
Acum cine aude că zic eu că e fălos, mamă, mamă ce le place ăia de până țările alante care-s plecați. Imediat e gata, ok? O dată, o dată? Da, da, dar lasă-l, lasă-l. Îi place că-și dă update, mamă. Trebuie să așteptăm. Și Natalia a venit aici mami, lângă noi. Ăsta e pătrunjăn. Și ăsta e morconi. Da. Vreau și eu morcon. Stai că-ți dau acum. Stai să-l spăl un pic. Măslinele nu le spăl, mami, crede-mă, dar ăsta trebuie spălat. Poftim. Thanks. Thanks. Thank you very much. Și ți-a-l înapoi? Nu, dacă o am... Uite, deja s-o făcut urât aici. Mm. Că eu în frigider nu am loc. Eu și în sertare, unde vine verdețurile, pun ce mai am de pus. Deci, la mine... Frigiderul totdeauna plin. Atunci le țin în coș. A, nu mai merem în parc. Da, merem. Păi dacă n-ai vestă, nu merem, să știi. Nu, hai că-i dau vestă. Acum tai ceapa pentru când vine și păsula. Trebuie prima dată ceapa călită și punem și... carnea de vită, imediat vă arăt și pe aia. Acum, deocamdată, călim ceapa. Ceapă multă, dacă pui, nu e chiar așa sănătos. Că noi nu mâncăm ca mexicanii, așa să fie iute, să fie sărat, să fie pipărat. Păi da. Noi suntem de aici, mai încăjuți. La mexicanii e altceva. Așa-i, Natalia. Natalia se uită la om, nu? De unde am cumpărat prazul, am luat și sfeclă de zahăr. De zahăr, sfeclă roșie. Și o zis câtă mine, tai frunzele, le rup? Da, zic că n-am găini, n-am iepuri, n-am nimica. O să le tai. Zice, dar și dacă nu ai găini și iepuri, zice, poți să faci sarmale din frunzele alea. Iată că mai auzit ceva. Eu știu că din frunzele alea la de sfeclă furajeră, că sunt așa mari frunzele. Știu că făcea bunica mea chiar și sarmale și sos. Cu lapte făcea sos atât de bun. Deci aia știu. Dar asta n-am mai știut. Că se face din frunzele astea. Da, se face și eu am mai auzit. Că se face din frunzele astea. Da. Și-o spus că vine o doamnă de la alimentară, că lângă piață este o alimentară, și totdeauna cere de la ea și din astea. Tăiem și praz. Să fim în trend. În moda. Stai, mă. Iată așa. Iar așa. Acum le călim.
și o prins? Da. Și o prins. Mai târziu punem și restul de condimente, dar acum sare ca să moaie ceapă. Și aici ferbe fasolea cu morcov, cu țelină, cu ceapă, cu frunză de dafin, cu de toate. Și morcov. Păi pune și morcov. Păi pune, pun acum. Îl răzălești? Da, da. Deci și-o luat până la o altă răzătoare. Mi-s curioasă cât ține. Cum zice? Să vedem. Dar cum e asta? Sper că nu m-a făcut surpriză Dacian. De ce? Că o fi pus capacul și eu tai pe capac. Stai să văd, că mă dai pe mare. Ce capac? Stai că eu știu ce zic. Păi ai ca acolo de din jos. Ai capac. Da. Mai, eu știu ce vorbesc când vorbesc. Stai să vezi. Invers. O pus capacul invers. Nu invers. Ba, invers. Stai să vezi ce-a făcut aici. Asta trebuie luat. Da. Știu, și acum pune, da. Așa. Acum ne întreabă lumea, dar de unde ați luat răzătoarea asta? Că și eu vreau. Sincer vă spun de unde, de la Kaufland am luat-o. Deci de la Kaufland am luat. Îi facem acum proba să vedem. Da, merge, strună. Hai da? Să vezi ce filmează pe aici. Da, nu, un că se de acolo jos. Nu, no, vezi? Da. Să și vede. Dar nici Daci nu a fost așa încântat de ea. Eu când am văzut-o, am știut despre ce e vorba. Dar ele nu au încântat nici... Mă... Natalia. Poți să cadă plasticul, că nu știu ce. Da, dar uite pe lângă, vezi? Deci totuși îți trebuie o farfurie. Deci... Da. Da. Deci totuși. Nu e chiar așa de wow. Da, nu. Nu. No, cui place, este la Kaufland și e ca așa. Mergeți la Kaufland că este. Da. La Kaufland nu-mi dă nici 10 bani în bus că îi fac reclamă. Da. Și când mi-s acolo, nu vine nimeni să spună, hai că aici e mai promoție, aici e mai ieftin, că vezi că și tu ne face un favor. Da. Asta e. Uite, Natalia, adă gurița, gurița! Nu vrea, nu vrea, lasă-o. No, ia ca așa, ai făcut proba la noua ta răzătoare. Trebuie să tragi, te ia în jos. Așa. Practic. Și se duce aici tot. Da. Ce ai? O strochi. Uite! Ce păsulă fac eu, că nu am văzut mexicani.
Tu ai zis de italian și acum de mexican. Am atelier și de mexican. Da. Se spală ușor? Da. E deja spălată. Ok. Da, nu e rea. Chiar nu e rea, e faină. Uite, și gradată? Da. În mililitri? Da, e gradat. Foarte faină. Pom nom. Pom? Nu, stai că țin de spatele meu. Și acolo? E o loc unde am avut fasolea. Ah. Uite că n-am pus-o aici, imediat. Tăiem la Denisa îi place mâncarea asta foarte mult. Uitați cât ardei am pus, ca să nu spuneți că n-ați văzut. Și ardei, și ceapă, și morcov, și pe toate am pus. Așa, mai pun un pic de ulei. Aici fierbe, fierbe bine fasolea. Și pui Kaiser sau ce ăla? Ia asta, uite, așa. Kaiser, stai, șuncă. Șuncă, îi da, Natale. Ok, imediat îți aduc. Deci asta e șuncă de curcan, de la unguri, dar să știți că nu-mi place, dar am luat pentru de aceea să nu fie porc. Chiar mă duc și o spăr. Nu, măcar. Da. Lasă așa.
Dar avem carne măcinată care o să fie așa mărunt. Asta o lăsăm așa mai bucățel. Să mai pun? Cum vrei. Nu știi ce fac? Uite așa. Și așa nouă mi-e place asta. Pui ca să aibă gust. Da. Nu e așa. Vezi? Asta e păsulă domnească. Uite câtă carne punem aici. Așa mâncă mexicanii, ca domnul. Măcinată. Da. De vită. Și o să punem acolo. Nu știu că acum să facem asta, nu mai știu. Cu boia o parcă. Nu mai știu, deci chiar nu mai știu cum se face chili con carne. Serios? Că nu știi? Uite, nu știu vezi? Eu. Am știut eu că cu boiauă. Uite așa. Știu. Se pune și suc de roșii. Da. Dar eu pun și o roșie aici, așa? Da, o să pun, nu pun suc de roșii. Pun și vegeta, damia. Piper pun, numai trebuie să-l macin. Am măcinat? Da. E carne măcinată. Jumătate de kilogram. Călim bine. Și pun și piper acum. Piper. Și chiperiu. Ciper. Ciper sau chiper? Vedem noi cum se zice. Așa știu că la țară se zice chiper. Poate la alții altfel. Mai pui? Mai trebuie să fie ceva aici.
eram la țară, aveam pui cu cloșcă și era așa măricei. Și zicea bunica mea, dar pune și tu un cucuruz acolo în pivă și fă-le un pic de pisat. Da. Și le făceam. Da. Deci dacă nu l-ai măcinat acum, praf l-ai făcut. Da. Și mai bine dacă e măcinat atunci pe moment, că are gustul, vitamina aia. Are gustul mai intens față de cele din plicuri care sunt deja măcinate, cine știe de când, nu mai are gustul ăla așa fain. Păi și dacă mergi la unde plante medicinale, la plafar, și acolo dacă ceri să-ți dea ceai și îți dă din ăla în plicuri, nu e așa bun. Da, nu e așa dacă bun. Dacă îți dă ăla la... Care din alea vărsate, care sunt deja tot în cutiuț, dar sigilate în pungi și... E mușețelă, e mentă, da. Eu știu ce-o fi. Da, aștept. Uitați atât, dar pun. O pun mai mult, că mai avem probleme. Dacă vreți mai mult, puteți să puneți mai mult. Dacă vreți să fie iute și dacă vreți să fie iute, puneți chili sau pipar căiute. Nu? Puneți ce vreți. Pipar căiute, chili, ce doriți să fie iute. Da, așa e mâncarea asta. Iute. Dar noi nu facem iute. Aici fierbe. Eu nici voia n-am pus multă. Normal să pune multă. Nu am pus. Da. Du-te și ia-ți bomboane dacă vrei. Angie. Ok. Mă duc să-mi iau bomboane. Mă gândesc după gât deja. M-am luat răceala, că m-am luat răceala. Filmez? Uh-huh. Punem și un pic de cucuruz, dar nu punem mult. Am pus și două pipărci așa. Din alea micuță. Vezi cât te armă. A, aia-i tare. Cum mă filmam? Cum să nu filmezi? Așa ca la spital. N-o las acum. Să nu te rușinezi. Să nu te rușinezi, da. Ce face iubita mea? O mânca porumb. Pe chili con carne. E bun? Chili con carne. Mai tu ești chili? Nu. Ce vrei tu, chili? Ia, da.
Am vrut să zici ceva. E dezamăgit. Nu, deloc. Atunci? Chiar o mai super astăzi. Fără greșeală am lucrat. Eu m-am venit aici la mine. A, nu! Deci da, eu... imediat e gata. Hai să arăt. Tu mi-a ca foară. Vă duc să mă spun. Oh, gata. Ăsta alb. Și ăla? Asta și mai vreau, mai un pic. Nu o ia cu... Bine. În 10 minute. Gata. Ce faci aici? Eu nu o să fac lipii, dar o să fac întorsurile mele. Amiga, nu faci lipii. De ce? Păi întorsurile tale nu pot să le mărăsc. Cu ce? Ia ceva, te rog. Fac lipii? Da, pentru cu ulei, astea. Ok. Ok. Ciuciu cu Ara să joacă. Da, nu știu cine a pus sticla aia, ghiveciul cu sticla aia acolo, că nu se vede nimic. Da, trebuie să bei ceva. Da. Dacă spun du-te, Angie, Xadu. La ce mi-a pus să aduci? Da, să că uite, nu mai tușesc. Câtă drojdie pui? Aici e 50 de grame. Nu. Și eu pun numai 25. Ok. Jumate. Uh-huh. Ăsta e mai mic. Ăsta e. Și eu dacă nu luam bomboanele astea, și eu tușeam acum. Sare. Și acum pui oțet. Pun așa cum a făcut bunica. E. Îmi place, îmi place cum a luat-o așa. Da, a ieșit la pizza atât de fain. Și fac și eu ca aia, de ce să nu fac? Duc tradiția mai departe. Pun două linguri. Cred că urgentează drojdia mai repede. Eu nu o să pun 5 linguri, eu pun numai 2. Ok. Acum apun apă. Apa. Nu o să fac mult, că eu am atâta de multă pâine care fac numai cât mâncăm noi acum la fasolea asta. N-are rost să fac mult. Așa. Mai trebuie făină. Da. De ce bună făină asta? Mere. Mere bine.
Așa, și acum trebuie frământat. Așa frumos. Deci aluatul ăsta, bunica îl face la plăcintă, cu mere, cu brânză, cu prune, cu ce-o fi. Aluatul ăsta. Uh-huh. Și e atât de moale, de pufos, de... N-am cuvinte să vă spun ce gustos e. Și acum fac și eu ca ea. Da. Da, aia face plăcinte faine. Cu nucă ar ieși super și cu mac. Cu nucă și cu mac. O să iau mac, că nucă am, dar mac nu am. Să mai frământ? Că e gata. Da, dacă e gata... Așa, o las un pic să se odihnească și după aia o face frumos. O las un pic să crească. Da. Și o acopăr, uite așa, să fie cald. Pune-mi aici lângă. Mami, iau cu ciocolată. Ok. Dânsa. Normal să punea gândoză, ca să nu mai e așa multă treabă cu ea. Da, dar uite, asta albă, uite, fleci. Dar asta lantă. Asta fică. Da, uite, asta n-a pus mâna pe ea și s-a crăpat de asemenea. Probabil că are coaja mai tare față de asta albă. Eu o scot de aici și o pun aici și o pun suc de roșii. Aștia se mai le pun de aici. Ce? Nu. Să nu mă fasole. Ce fain e fără asta. Am vrut să fac și zeamă, dar văd că nu mai e treaba. De-aia am pus și morcovi. Că am vrut să fac și zeamă, dar nu mere. Dar cu totul, ăsta e gustos că am pus ceapă, am pus morcovi. Nu e ca ăla dândosă, știi? Ca bucățele alea ce-i? O să le iau eu, pătrunjel. Mă, chiar ai nevoie de multe. Da? Mai vrei mai mult de fac fasole de atât? Nu. Da? Nu. E bine așa, așa e? Foarte bine. Acum punem suc de roșii. De la bunica. Dar nu pot să deschid. Imediat.
ascultat, e foarte fain. Ăsta e suc adevărat, nu că laudă că e a meu, să știi. No, acum mai ferbe aici. 5 minute. Da, până intră în el. Dar mai spun o dată, asta e fasole fiartă, cu ce a făcut morcov, de toate, păcând în doză, n-ar fi avut atâta gust ca asta. Știi? Și eu am tăiat și două roșii mari, mari. Uite, vă arăt coaja de la roșiile alea, uite cum s-a făcut. Vedeți? Mai bun suc? Sau e suficient atâta? Mai vrei? Destul. Destul, dacă mai scap. Uite, uite, aici deja... E destul, așa trebuie să arate. Mai pun dacă vrei. E destul, așa trebuie să arate. Vezi, pe parcurs, dacă se mai lasă. Aici am rămas fasole și fac la soțul. Ce? Arată aici. Vedeți? Eu am aici fasole. Chiar e multă, dar nu pot să o iau. Stați că vă arăt așa. Să vedeți că am. Vedeți? Și acum, să vedeți ce pun eu aici și fac o păsulă, mamă, mamă. Arată ce puni. Și punem aici un pic de cărnaț. Unde le cumpărate? De la... Marin? Marin. Ăla-i bun. La Marin e cel mai bun cărnaț, zic eu. Îi facem reclamă la Marin, dar nu m-o da niciodată mai ieftin. Și ca aflam două zis mai înainte, când mă duc acolo, îmi zice, hai doamna aici că e promoție, că uite, tot de ca aflam vorbești. Vai, ce bunătate! E foarte fain, așa? Acum gusta și eu mai un pic. Dar pentru cei care le place iute, îmi pare rău. Lipsește iutele. Și piper și ardei iute. Deci piper eu am pus, mai vrei? Că este piper? Lasă-l încolo. Uite, stai, că mai am câteva aici. Dar de noi să văd tot piperul. Uite, te-ți strigă pe mine. Dar chiar e fain. Acum mă duc și aduc usturoi. Până și prază e aici, Daci. Sunt foarte delicios. Și prază am pus, și ceapa am pus. Ardei și roșii din alea de casă, din alea mari. Două bucăți am pus și porumb. Mâncarea noastră e gata. Mai trebuie să fiarbă. Asta punem aici. Și asta rândă, o mutăm din coace. Să o las așa sau să fac două din ea? Fă două din ea. Sau mai multe, mai mici. Lasă-mă că știu eu ce trebuie. La Mexic, acolo unde s-au inventat chili con carne, așa. Ea mâncă cu tortillas, tortillas. E, cum e aia de kebab, știi? Aluatul de kebab. Uh-huh.
un pic mai gros. Las că le fac eu acum lua acasă. Se e de la Vreau să-ți comparți în două. Să fac prea multă. Cred că e bine așa. Deci aici gata, mai terminăm asta. Cred că cârnați o fiert. Sigur. Așa. Asta aici. Punem frunză de țelină. Punem și doi ardei. Asta nu știu ce are aici. Facem așa să fiarbă mai repede. Așa. Și ce acum după? Fac răsașul la fasulă. Ah. Și una și alta. Și atunci astea sunt două rețete, ha? O fi. Chili con carne. Cu ciorbă de, de fasole. Și uite, tai așa bucăți. Stai, să nu mânce unul prea mult. Îl tăiem. Mă bucur că îl tai. Da? Că de când așteptam să văd ce gustare. N-am mai mâncat de mult. Proaspăt. O pică pe cășos, pică pe cășos acolo bucată. Ce mă prostești? Nu te prostești, uite acolo era să cadă pe jos. Așa. Asta îl punem înapoi. Lasă și mie un drap. Aia că ți-am lăsat. Așa, și facem și un pic de rătaș. Poftim! Să știți că o râs când vi l-am dat. La ce vrei să plâng? Aperitiv. Mai prea fierbinte acum. Nu, uite, poți să mânci.
tot gustul ăla rămas. Păi l-am usat întreg de aia, știi? Da, Marin face lucru gustos. E bun, e bun ce face. Dar eu nu îl cunosc personal pe domnul Marin, dar odată eram acolo, nu știu în ce an, dar odată am fost acolo și aveam un cârnaț care îmi plăcea mie foarte mult, dar nu dădea numai cu o bucată așa, deci o bucată întreagă. Nu-ți dădea jumate, un sfert, să iei cât vrei. Și s-a întâmplat că a fost cineva acolo și zic, dar de ce nu dați jumate? Poate eu nu am bani de unul întreg sau poate vreau prima dată ca prima dată să iau numai jumate. Doamne, dar e foarte bun, zice domnul ăla câtă mine. O fi el bun, dar zic, eu nu știu cât e de bun. E bun, doamnă, că eu îl fac. Nu știu dacă nu a fost chiar domnul Marin. Știu că era bun cârnațul ăla, foarte fain era. Am înțeles că și el e Nea Marin. Da. E frate de-al nostru, domnul. Am înțeles de la... știi cine e de la... de la cine m-au zis? De la... Da. Care mai face și-a mâncare, doamna? Așa. Narad. Am uitat acum. Am un lapsus. Punem și un pic de suc de roșii. Gata de dulce a ieșit pasta care e pistruiată așa. A ieșit foarte dulce zama. De la Marcela, doamna Marcela. Tu n-ai știut chiar, n-ai știut cum o cheamă? Am avut un lapsus, nu că n-am știut cum o cheamă. În sfârșit, m-am întâlnit cu doamna Marcela, acum vreo 3 ani, la Kaufland. Și eu, în urmă cu vreo 3 ani, am făcut o alergie care nu știu de unde. Medicul mi-a zis că s-ar putea de la pisică sau s-ar putea că fac alergie nu știu unde, nu știu cum o zis el. Și eram aici așa, toată roșie. Și eu deja m-am obișnuit cu roșața aia, că vreun an de zile am umblat la o doamna doctor și tot îmi dădea creme după creme și nimic. Se poate că de la mască. Și... până la urmă am aflat de medicul ăsta atât de bun că din prima când m-a dat medicamentele, o alifie m-a dat și un săpun. M-a trecut, dar eu un an de zile am fost așa. Și eu un an ăla, dar n-ar fi ieșit eu acum afară de casă că să nu mă vadă. Și când am văzut pe doamna Marcela, m-am zis la ea, am vorbit, eu am uitat că eu ce am pe față. Dar femeia s-a uitat pe mine că eu fost frică că am lepră. Bine. Zic eu, s-a uitat așa cumva pe mine. Dar eu n-am dat importanță. Și când m-am dus la medicul ăsta, ca prima dată, era înainte de Paști cu vreo 2 săptămâni. Și zice către mine, iei săpunul ăsta, te speli în fiecare dimineață cu săpunul ăsta și te dai seara cu alifia asta. Și eu am râs. Nu știu de ce am râs, că așa cumva, că nu l-am crezut. Dar ce zice, nu vrei să-ți treacă până în Paști? Dar n-am crezut că îmi trece mie dacă un an de zile am umblat la doamna doctor cealaltă și m-a făcut atâtea, până și injecție. Tratamente. Da, atâta tratament că mă împun și așa și m-a luat și de acolo după scoarță, la analize. Atunci am pus zăpadă, eu știu cum, cu gheață.
și tot degeaba. Și medicamente, și alifii, și n-am cuvinte de câte și nimic. Și el, în prima tură cât a mers, m-a rezolvat. Numai faină. Așa-ți place ție, știu, da. Dar nu pot să dau mai încet atât. Nu acolo, aici. No, stai să-ți arăt. Stai să vedem. Uite-te la mie, uite acolo ce încet am dat. Uite acolo, vezi? Deci ca când îl închis. Mami, tu îl dai întotdeauna pe maxim și zici că acolo să dă încet. Cum pe maxim? Păi era pe maxim. Pe maximul e aici, uite-le, nu. Dacă întorc acum... Nu, uite-te la flacăr, hai uite-te la mine. Nu, fă tu așa cum știi tu că e minim. Deci maxim, deci ca când îl aprim. Așa e când îl aprim. Nu, așa e maxim. Stai să vezi, așa îl aprim. Da. Și când vreau să-l dau mai încet, arată aici. Da, nu, uite-te la el. Vezi? Da. Uite-te, fii atent, uite-te în timp ce fac. Dacă dau așa... E ca când îl închis. Păi așa trebuie, vezi? Uite-te aici. Vezi? Acum e pe minim. Ok. E dificil. Da, nu foarte. Te obișnui tu pe piu-piu electronic. Și acum ai uitat cum e cu clasic. Trebuie să pun făină, poți să pleci aici. Așa. Ce-ai? Trebuie să mai luăm făină din asta, dă mai găsim. Punem așa, o lingură, nu punem mai mult, fiindcă nu avem fasole multe. Și punem și un pic de boia. Așa. N-am pus mult, nici boia, să știți. Am și stâns. E stâns. Mami, chili asta cu ce ai făcut, fasolea, e foarte dulce, da. Să ai grijă. Păi am pus, eu nu mă. Am pus și suc de roșii acum la... Și acolo și aici. Uh-huh. Ai văzut? Și atunci tu ce mânci? Pită numai? Eu? Mă, mai am supă de pui, uh-huh. Și am pieptul cu tăcul spate de la ăsta. Okay. Am văzut. Așa. Asta e ăla și asta e ăla. Da. Nu era că am făcut și zahăr. Că nu știu eu cu cât să-mi bacă soțul meu cu aia. Bine, îi place și lui. Și iată așa. Și acum punem și mărar. Ia că e gata și asta.
Asta îi... cum o cheamă? Chili con carne. Da, chili cu carne. Chili cu carne, numai că tu n-ai pus chili, că noi nu mâncăm chili. Și aici are chili cu carne original. Când faci poftă. Nu mai știu ce să nu mai știu de capul meu. Aha, vine, îmi vine ajutor. Dar tot pe de cărnață o să nimeresc, că nu vreau să pun cărnață. Pune un pic așa, a, așa. Așa vrea. A venit ajutorul. Aici, știi ce faci tu? Știu, mami, știu. Ce faci? Uite așa. Nu o rupe, nu o rupe, nu o... Taci. Nu o rupe. Uite așa. Și așa. Perfect. Și așa. Ia uite, fac o poză. Și aici așa. Și aici așa. Îmi place. Nu să fac poză și am oprit. No bine, nu. Le-am trecut pe mexicani. Dragi mexicani, mă adresez vouă. Dar trebuie. Dacă, lasă-mă să termin. Vorbești pe spaniolă, dacă vreți. Dacă vreți rețeta de fasole cu cârnați proaspăt, uite așa arată. Și fasolea mea nu îi din conservă, nu îi din cutie. Fasolea mea o fiert cu ceapă, cu morcov, cu țelină, cu porumb, cu de toate o fiert. A, aici o fiert, așa. Și atunci de acolo am luat-o și am pus-o din coace. Deci ați văzut pas cu pas, dar ce pot eu să vă spun? Uitați aici. Uitați. Că-i minunat. Așa ceva... Nu știu dacă fac mexicani. Ei, nu fac. Fac. Să știi că fac mâncare bună. Fac. Dar e foarte bun și așa. Și eu vă doresc să încercați să faceți și voi cine n-a făcut. Și... E foarte bun, dar e cu mult mai dulce față de păsula noastră aia albă. Asta e mai dulce. E dulce, mami, tu să nu mânci. Am pus suc de roșii și aici și aici, că e dulce.